Bine că asta este un Q&A, dar se pare că da, și sigur nu v-ați gândit să fie într-un fundal atât de profi și cu luminițe și cu toate cele, dar trebuie să fac treaba asta mai serios dacă vreau să am succes. Așa că o să-mi invit și pe cameramanul meu lângă mine, te rog să vii aici, o să apară Instagramul lui pe fundal, vreau să-i dați follow, că altfel viața noastră nu o să mai aibă sens. Salut! Salut! Eu sunt Bogdan. M-am ocupat un pic de tot ce înseamnă luminițe pe aici, o să vedeți pe Instagram, deci puteți să ne urmăriți. O să las în stânga sau în dreapta linkurile. Oricum el o să se ocupe și cu editul pe asta, adică oricum eu când o să fie să mă însor, sunt deja la am vorbit totul. Clar, așa, și pe cine e la nuntă. Da, am pus acolo o postare pe comunitate, vrem și noi niște întrebări pentru un Q&A. Eu n-am mai făcut sub forma asta. Cred că mai făcut un Q&A cu 2 ani de zile și are titlul Ce părere am despre Andragogan, îți dai seama ce inspirație am. Așa. Păi, fii atent, ce ai postat-o pe asta pe comunitate, eu am selectat niște întrebări. Wow, hai că mi-e frică. Dar fii atent, eu vreau să te întreb pe tine la început, cum te-ai apucat, gen care e povestea ta? Ce... Păi am mai avut un canal înainte care avea 21.000 de abonați și mi-a fost închis pentru copyright muzică de la BG Mafia, asta în 2014 când am deschis pe ăsta, asta l-am deschis, face 4 ani acum, în iarnă, pe 28 decembrie parcă. E ceva. Dar bine, eu nu m-am luat după trend, că dacă m-aș fi luat după trend în 4 ani, poți să faci, poți să fii câțulean, poți să faci și 1 milion, nu știu, într-un an jumate. Într-un an jumate, da, și na. Sau poți să linși cactus să faci în... Spoi repede, știi, dar na, n-am fost să fie, n-am avut noroc ăsta. Fii atent. Ce întrebări am găsit eu pe aici? Ce ți s-a părut așa mai interesant de atât? Mă mai uit și acum să văd ce mi se pare așa. Fii atent. Yes. Te întreabă cineva dacă te-ai apucat din nou de YouTube, acum, ce content ai crea? GTA 5 și Fortnite, pentru că se caut. Și GTA 5 că îmi place mie 5M-ul și Fortnite-ul că se caută și... De ce merge tot pe nișa asta de game? Nu știu, merge, adică mie mi-ar plăcea foarte mult să fac vlog, doar că pare că nu... Nu pe n-am fața, dar nu știu, nu ai, în România nici nu e vlog, vlog, adică, de exemplu, să, uite, am telefonul tău, da? Să mergi așa pe stradă, să uite lumea foarte ciudat la tine, știi? În România nu e foarte evoluat și... Și când faci car vlog și stai cu camera pe cap sau așa, să mai uită lumea ciudat la tine. Când te mai vrești la vreun semafor, ceva. Da, da, și tu te simți așa puțin cringe, știi? Bă, știi, dar uite, în afară, dacă, de exemplu, te uiți cineva cu o cameră pe cap sau cu o cameră pe mână sau așa, e ceva normal. E normal, știi? Păi, uite, referitor la chestia asta, am încercat și eu. Am pus pe canalul meu, am încercat-o mai mult din ideea de dezvoltare personală, știi? Așa. Să stai să te filmezi, să-ți vezi reacțiile și chestii de genul. Doar că am încercat odată mergând prin centrul Piteștilor. Și nu se uită lumea ciudat la tine? Bă, se uită lumea ciudat la tine, foarte ciudat. Zici că ai dat pe principiu ăla, maica ai luat space, vorbești singur cu camera. Ce ai fumat, da. Cu cine vorbești acolo? Da, ai că vorbești... Da, exact, cu cine ai fumat. Dar pe de altă parte sunt și persoane, care spre surprinderea mea, care îți spun, a, tu ești YouTuber, ești... A, ești cu asta, da. Ești cu asta, știi? E mișto, bravo, felicitări, știi? Dar sunt și mulți care încă nu au noțiunea asta de, bă, a crea ceva, a împărtăși ceva. Bine, că poți să împărtășești prostii sau poți să faci ceva, ok. Poți să pui și pe Facebook o poză și tot împărtășite, e distribuită, da? Exact, da, exact. Sau live-urile clasice de pe acolo, bine, cred că e cea mai mică senzație de rușine, de nu știu ce, vezi fel și fel de live-uri de... Da, de la live-uri au murit atâtea persoane, deși cu live-urile astea trebuie să fie mai cumpărate. Exact. Dar mă rog, e o chestie mișto, dacă vrei să o faci ca hobby, poți să ajungi să câștigi și bani din asta, dar până să ajungi să normal, bani... Normal, dacă o faci să... cu pasiune, automat, ușor, ușor, ajungi să faci și trebuie bani. Trebuie să-ți placă, pentru că nu mi-aș dă seama dacă nu-ți place ceva. Adică poți să... Păi dacă tu ești natural, atunci merge. Dacă încerci să fii ceea ce nu ești, atunci e clar, e nașpa. Mai e o întrebare pe aici. Ce mi-a plăcut... De 100.000 de abonați, ce ne pregătești? Deci în afară de buton. Stai să primesc cânturi. Păi nu știu că până acolo, bine, ritmul ăsta o să mai dureze mult, dar dacă e să trag, să postez mai ales iarna, că iarna stă și mai gasă și... Iarna și vara chiar merge bine. Habar n-am, nu știu, poate ceva... Oricum, și la 50.000 am făcut ceva de genul să-mi trimit ei clipuri și să le unești și să fac un intro, știi, cam... Dar nu știu, mă întâi să-i văd eu abonații, știi? Acolo
Tin să cred că o să te ajut și eu să pregătești ceva. Păi, mai facem un mișto. Vorba aia de 100.000 de abonați măsor. Odată îi faci. Adică nu știu, eu mereu am zis că gen YouTuber sau astea poți să te consideri când ajungi la 100.000 și când ai verified-ul sau când primești butonul. Până atunci ești creator de conținut și atât, adică nu știu. Da, încerci, te zbați. Cam atunci te ia în evidență și YouTube, a luat verified-ul, a luat butonul, deja parcă n-a. Dar uite, mai e o chestie ce am stat eu și m-am gândit acum ca și întrebare. În momentul de față, văd că sunt destul de persoane care te întreabă aici ce mașină ți-ai cumpărat, ce ai face, ce recomand și nu știu ce. Te consideri gen influencer sau al mașinilor? M-aș bucura să vină anumite branduri, deși am văzut că sunt youtuberi mai mici care primesc mașini în teste sau la review-uri sau astea timp de 3 zile, o săptămână sau așa. M-aș bucura, dar în același timp înseamnă și responsabilitate să primești o mașină pe mână, înseamnă și, nu știu, pur și simplu stai și neapărat cu frică, dacă e sigur pe tine la volan, ai de ce. Să poate întâmpla de altul în tine și plus să fii atent oricât ai vrea. Aia da, clar. Bine, nici n-am stat să o umplu, adică probabil trebuie să reușiu să faci o cerere. Că, de exemplu, nu sunt la nivelul George Buni sau cineva, să zici. Și așa, dar mi-ar plăcea să primesc. Nu știu dacă sunt influencer neapărat, adică n-am primit. O singură dată vorbisem cu un site de piese auto sau ceva, să le fac un fel de promovare, să dea un cupon de reducere și genul să primesc cât primește reducere, tu cumperi de 100 de lei și reducerea e 10%, aia 10 lei să-mi vină mie ceva de genul, dar în rest nu. Adică asta o fac ca hobby și cu mașine cu astea că îmi plac mie și am văzut că, adică până la 50.000 am mers cu metin. La 50.000 am fost obligat să mă bag pe altceva și atunci nu prea se făcea carbox și a prins și aia a fost. Ai prins așa un boom. Și acum dacă ar fi să vorbesc de ce mașină vreau să-mi iau, mie mi-a plăcut foarte mult Passatul și CC și asta era când eram mic, adică eu când vedeam pe strada deja, wow, îl vedeam doar în GTA până atunci și mă gândeam așa. Oricum, era o întrebare, ce mașină ai vrea să-ți cumperi, deci totuși bine că ai adus subiectul. Așa ce-mi place mie la ora actuală și marcă, dar ar fi Megane 4, cred că știi cum arată mașina, adică față de versiunea anterioară, Megane 3, era destul de urițel ca mașină. Nu... Da, asta nu are niște linii. Da, asta nu are alte linii, are alt design interior. Da, e schimbat. Adică... E total schimbat și nu neapărat că poate spune mașină premium, dar e ceva gen care trebuie să-l ai dacă nu vrei nu vrei BMW, nu vrei Audi, nu vrei Volkswagen, nu știu ce, dacă nu vrei brandul ăsta premium neapărat, ăsta chiar e și mașină tinerească, merge de familie, merge și, adică chiar m-ar interesa, dar momentan nu vreau să renunț la asta că am pus-o la punct și dacă ar fi să o vând la un moment dat, aici intervine problema aia, că bă, da, dar eu pe OLX vă la 7.000 de euro, tu de ce dai cu 9.000 și ceva? Păi, oricum o să existe mereu oameni de genul, sau tu să o pui la vânzare la 9.000 și să vină din ăștia. Mamă, păi bossule, acum vin după aia, îți dau 7.000, știi? Hai, pune banii jos. Negocieri din astea, de vorba aia, îți renovezi toată camera de banii aia. Nu, asta zic, că dacă ar fi să o vând, bine, poate aș face un video să zic, da, uite, o vând, asta e mașina ce-mi vrea să vină, să o vadă, să o vină, îi dau video, îi dau poze, îi dau istoric, de ce vrea el, dar aș vine pe prețul real, adică nu neapărat că am stat eu în ea, știi, că am atins eu volanul, gata, îi crește valoarea, că nu sunt de genul, adică sunt, înțeleg că e mașină veche, relativ, înțeleg că nu mai e nouă, înțeleg că a avut un preț când a fost nouă, înțeleg că are semne de uzură normale, dar n-asta să o vând pe preț de nimic, că... Când știi ce bani ai dat, ce bani ai băgat și cât e prețul ei real, adică al pieței, nu ce vezi pe OLX, că dacă mașina e 7.000 aici, în Germania a fost 4.000. Dacă ajung la 4.000 și restul sunt 10.000, Aia da, clar. Primești pentru ceea ce plătești, dai 4.000 face. Mi se pare normal. Ia să vedem ce întrebări mai avem pe aici. Ce trebuie să-mi fie frică. Sunt și unele foarte caterincă, unele foarte idiote. Deci, să-mi fie frică așa. Ceva interesant. De la o fată. Ce faci de Crăciun și de Revelion? De sărbătorile astea. Probabil o să mănânc. O să vreau să stau cu persoanele dragi mie și să simt spiritul Crăciunului și al Revelionului. Super petrecere. Să stai cu prietena. Desigur. Sunt niște momente pe care trebuie să... O să te uiți la Dan Negru? Nu, o să mă uit la singură acasă, mă pretem. Aia de Crăciun, dar aia de Revelion. Nu știu, poate mă uit la Dan Negru, s-ar putea. Dar sper să transmită live pe YouTube, că eu n-am prin televizorul. Sincer, nici eu nu mă mai uit la televizor. Chiar sunt curios, câți dintre voi vă mai uitați la televizor? Lăsați un comentariu. Nu știu, având jos. În vedere că nu poți să stochezi tu, să sortezi ăsta conținutul pe care vrei să-l urmărești, nu prea... Cred că, adică gen cine să uite pe YouTube, să uite pe YouTube, e consumator de YouTube. Exact. Păi uite, eu mă văd pe mine, dacă vreau să mă uit la ceva anume, imediat caut pe YouTube. Nu asta să aștept
gen o emisiune să fie de la ora 7 și eu să stau până la ora 7 și să, acolo să vezi emisiunea, nu știu ce, și să fie exact bucățica aia care mă interesează în 10 minute la jumătatea documentarului, dau un exemplu. Așa, pe YouTube, paf, search. Vrei să vezi ceva, cauți acolo. Exact, găsesc mult mai repede informația, dar la televizor să văd, chiar recent am deschis televizorul, cred că acum 2 zile. Da, mi-a părut rău, pentru că era o știre care nu mi-inspira nimic, din contră, îmi dădea o stare așa de negativitate, de pui mei, nu aveam păi, niciun... Pentru că acolo se difuzează doar ce aduce rating, nu contează. Exact. Uite, tu mai întreabă cineva ce faci. Atât? Da, filmezi. Uite bine, filmezi. Deci n-am fost jucat niciodată atât de profi. Am softbox-uri pe care le vedeam doar în poze pe eBay, că vreau să cumpăr pentru Grizzkin. Am lumina asta care mă face să mă simt like a star. Am microfon, am nu știu ce chestia, am o canapea care oricum am văzut-o doar în filme. Am covor, am asta, adică filmez. Avem ăla de sunet, avem câte camere filmează, că nu știu. Două sunt. Două camere care filmează, eu am două camere de le-am pe toată viața. Care filmez în același timp cu ele. Deci îți dai seama că e un pas înainte, adică... Ia să vedem, ce mai e pe aici? Ce planuri ai de viitor pe 2019? Vreau să mă însor. A, nu, stai că nu te referi la capitolul ăsta. Nu știu, vreau să fac și o stră mică, mă chinui de ceva ani. Dar bineînțeles, dacă mergeam după trend, probabil aveam sora. Că făceam, niciodată n-am făcut YouTube în modul ăla hardcore, știi? Să zic, bă, astă seară fac două live-uri, știi? Și adică să te ocupi să fii mă ocup constant. De asta, că n-am avut cum, adică gen am avut, știi, am avut serverele alea și atunci n-ai cum, dacă faci aia, doar aia faci, că trebuie să-ți bați trebuie capul. Să te ocupi doar de una. Așa și acum trebuie să mă apuc să fac licența, că e sfârșită facultate, deci pe aia de seama că ai mai mult timp să te ocupi, că na. Pe principiu, dacă știe cineva să-i facă licența la dacă știe cineva să facă și mie o licență la... tema mea de licență este modul sau modul de... comunicație cu spectru împrăștiat, dacă știi cineva să-mi facă și mie, cred că trebuie cu ușurință. Mine mai băgat în ceață. Da, păi da, este, o să fiu un inginer de succes, cum s-ar zice. Vrei să te angajezi la? La ce? Unde să fii inginer? Bă, nu știu, teoretic, o să fie inginerie electronică, adică inginer electronist o să fiu, teoretic, conform hârtiei, dar... Bine, sunt multe lucruri în care sunt persoane care au clase, dar știu foarte bine meserii și tot rămân pe postul respectiv, dar sunt alții care, adică, de exemplu, nu o să ies cu foarte multe cunoștințe în facultate, că nici nu prea m-a interesat, dar e important să ai hârtia, că nu se știe niciodată în viață. Altă facultate nu cred că aș mai face, că mi se pare un domeniu bun. Am tot ce ține de rețele și asta, adică acum chiar evoluează și telefonie, cine are un telefon în ziua de azi sau un abonament sau... Exact. Păi toată lumea e cu tehnologia în ziua de azi. Nu prea mai vezi ziare, cărți, nu mai... Ziare online, poate pe bloguri, poate, da, exact. Tot așa. Ceva fizic în mână nu prea mai există. Da, dacă vorbim de ceva fizic în mână, giveaway, nu? Da, o să facem și un giveaway. Oricum să uite nimeni până la final, dar măcar poți să speri. Și, nu știu, zi exact care treaba cu microfonul ăla, e vorba de un microfon pe care vreți să-l dă la giveaway, o să fie un clip separat. Așa că dacă sunteți de acord să participați la acest giveaway, la... Trebuie să intrați și pe canalul meu, o să aveți acolo mai multe detalii și cred că o să spunem în clipul următor, deci stați, rămâneți aproape, ca să zic așa. Vă ținem la curent, sperăm să nu vă curentăm. Hai, salut! Sănătate, Doamne ajută, să aveți o zi la fel de frumoasă ca și voi.